Damage în continuu și mă enervează. A ratat teamă de... Ok! Ok! Salut YouTube și bine am găsit la un nou video. Astăzi o să mă joc Kalista Karma în Israel. Vreau zic Targama, sunt în Israel Renata. N-am mai jucat Kalista de o grămadă de timp. Și deja s-ar strâm, dar n-are nimica. Mamă, dar ce trade-uri cu E-ul am făcut. Am luat Kalista să fac un video cu picuri de la MSI, cred că așa o să-l intitulez. Deși nu știu. Cred că e moartă asta. Da. Deci video o să se numească ceva gen titluri, titluri, doamne, picuri de la MSI. Și cred că o să fie ceva gen cel mai prost pic de la MSI, pentru că dacă nu mă înșel, toate meciurile mai puțin 1 au fost pierdute cu Kalista bot. Deci, da. Știam eu niște scheme cu Kalista, am văzut tot mai de mult un video cu Kalista de... Dădea one shot la cineva când făcea golemi, dar nu cred că o să pot să realizez eu chestia aia în acest match, pentru că este foarte improbabil să ajung la golem și să dau one shot la cineva. Și ziceau ăștia pe Twitter, toți jucătorii de la MSI, mi se pare că Gumeyushi și Flaker în special, pentru că ăștia s-au jucat Kalista în continuu, nu făceau foarte multe trade-uri cu E-ul. Și Kalista, dacă nu faci trade-uri cu E-ul, gen, dacă nu dai basic-uri pe minion, iar apoi dai un basic pe inamic și declanșezi E-ul, el își dă reset pentru că ai omoră pe cineva și dai și damage campionului inamic. Deci dai, practic, dai poke și cam ăsta e poke-ul pe Kalista. Și încă o chestie, că în meta-ul ăsta de la MSI, totul se joacă în teamfight-uri și Kalista e useless în teamfight-uri. Și da, este adevărat, destul de useless în teamfight-uri, mai ales dacă nu are un lead din early game. O să fie destul de slabă și de ce am să uit în față? Deci n-am mouse-ul. Nu merge mouse-ul sau care e faza? Să mă luăm build-ul standard, nu? Immortal Shield, nu cred că ți-ai luat care cam pe asta. Pentru că în mare parte are damage de la E. Ai nevoie de cred că. Plus că dacă ți-ai mai mult AD, dai mai mult cu E-ul. Păi și echipa mea se descurcă. Bine că se descurcă fix acum când filmez. Dacă dau ăștia FF5... Uite, iar sări în față. Nu știu, e ciudat. Dacă dau ăștia FF15 în amici, eu mă supără de tot. Dar oricum, e Trinda la pe top, nu? Dar level 6 o să-l bată pe... S-o mor pe asta aici. Esa. GFK, please, mă, ce toxic e asta! Bă, nu mă, era pe top, Lilia, what the fuck? Ce face Oriana, dău? Cred că... trolează un pic. Trolește, deși e singurul care se ține în picioare. Singurul laner care se ține în picioare în momentul de față. N-ar nimica. O batem și pe mai încolo. Și nu știu ce-i juca campionul ăsta la solo queue. Poate e bun. Ok, vine un cace. Ia băgă-te. Ia băgă-te că trolează. Ok, bro. Am trolat și noi, au trolat și ei. Bă, dacă mă mai healuiesc puțin de pe minion, uite, iar sări în față, da. Ok, nu știu ce boli mentale are Renata. Am văzut că tot, bine, aproape toți jucătorii, încă nu are tratamentul zi Nami. Dar majoritatea jucătorilor de Renata sunt bolnavi pe creier. Gen, pe bun, legit, sunt bolnavi pe creier. Și jucătorii care chiar sunt bolnavi pe creier sunt jucătorii de Nami, dude. Eu cel puțin n-am avut niciun... Bă, cred că un singur jucător bun de Nami, care chiar știa ce face. Unul singur doar. Bine, Zerar are PTA, deci să zicem că e mai bun nici în early. Dar, în general, cu AD carry slab în... Oh, fuck. De ce sar în față, dude? Na, dude. Mă trolează pe față. Mă trolează pe față, deci... Uite, what the fuck? Păi iar dă-te în față! Cui, dau în spate și face în față, e băguit, lol?
Opa, nu! Am murit aici. Sau? Actually, n-am murit. Oh, fuck. Ah, nu arată eu! Wait, what? Acum arată eu. Mi se duce de pe mine. O Oriana asta... Nebun un pic. Nu cred că putem să dăm engage, că e și Lily aici. Și Victor nostru nu a plecat de pe mine. E că n-aș vrea să riscăm un 3v4. Chiar dacă ăștia sunt low, bine, și eu sunt cât de cât low și karma e... Nu e full HP. Bă, ce fac ăsta? Vedea ce n-a la B. Ok. Mai beveam plate-ul așa de mult încât am intrat pentru el. Asta este. Bă, Oriana-i cara. Nu, nu. Trebuie să ne jucăm mai serios. Poate era cineva aici, azi, dar nu mă zic cine. Era Lilia. Dă-i pe asta, te rog. Dacă aveam încă puțin range, o băteam și pe... Este... Ah, fuck. Dude! Ah, am omorât-o. Cream că o mor doar dintr-un ne... O, el e aici. Eu nu te mai sinucide, te rog eu. Tu glumești. O damage în continuu și mă enervează. A ratat teu de... Ufa. Ok! Ok! Fighturile astea sunt altceva, dude. Hai să vedem dacă îl dau bine. Nu, n-am dat suficient. Doar 700. Renata, fii cu minte că te sparg. Am luat Q-ul ăla, să fiu și o băia bun. Mamă, cât îmi dă! Mă întreb dacă dau basic-uri pe Lee, gen îmi dă Renata ulta și dau basic-uri pe cineva, iar apoi dau eu, dacă îi dau și lui damage. Nu cred că îi dau și lui damage. Ok, am murit aia. Da, nu voiam să faci asta. Te rog, calmează-te, nu mai fi animal. Nu... Nu l-am prins cu eu, dude. Da, am lucky. Îi dau kite ca nebunul. Credeam că o să îmi dea one shot sau ceva, dar pare nu. Nu e cazul. Of, n-am prins-o. Ah, unlucky, never lucky, yes. Trebuie asta, da. Ia, dar acum bine. 748! Am dat la fel aproape. What? Nu cred că putem să facem la momentan. Eu n-am nimic cu tine, de ce vii să mă bați? Eu vreau două wave-ul. Am dat une de... Mai bine nu-l dădeam. Baron roll call. Mă, că Lil dă 0 damage dead. Ok, Darius, ăsta a zis nu. A zis nu. L-a refuzat. L-a refuzat pe Trinda. Hai să facem asta. Resim, dacă vrei și tu să vii aici, să mai omori copii. E bine să mor copii, bro.
Între timp mai exersezi și o sărit unele așa stale aici, bravo, am sărit prea alt departe. De ce-i dat smite? Vrei să mă testezi? Pe bune, tu asta vrei? Hai că mi-am Witzend-ul. După Witzend ce aș putea să-mi fac? Aș putea să fac Phantom Dancer pentru mai mult attack speed, dar simt că nu dau damage pe basic-uri. De fapt, cred că dau damage pe basic-uri când am foarte mult armură. Asta își face o grămadă de armură. De fapt, dau și Ninja Tabby și Locket. Aș putea să fac Lord Dominic cu Bloodthirster-ul. Poți să iau turnul fără să vină cineva? Calmează-te. Calmează-te că intru peste tine în casă. Nu, 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 nu. Oh, fuck. Și n-am murit aia. Am... Bro, am dat în spate și m-a sărit în el. What? A, ah, păi GG mă, avem prea mult attack-ul acum. Over. Over match-ul. Doar... Hai să mergem pe bot, I guess. Și dați în... Sau dă man și așa, never mind, dați în direct că-s morți toți. Karma, du-te frate. Nu luai și un kill. Hai, bagă capul Darius, că nu mai are rost. Nu ne bate Poriana pe toate, e imposibil. Asta că e și Lilia. A, Lilia încerca, frate. A, precis. Tu nu dau damage suficient, eu dau. Ia, gata, și asta ulta. Băi. Ai, mă, frate, nu dau damage. Asta a fost video, mers de vizionare. Apăsați pe butonul de like și abonați-vă dacă mai vreți videouri, dacă v-a plăcut. Și ce părere aveți de Kalista? E un campion. E prea useless campionul ăsta.